Finala Te Cunosc de Undeva 2020 va avea loc sâmbătă, 19 decembrie, iar fanii emisiunii sunt nărăbdători să vadă cine va câștiga. Noi avem deja un nume. Te Cunosc de Undeva 2020 urmează să-și desemneze marele câștigător, după un sezon plin de emoții și momente care au adus lacrimi și zâmbete pe fețele tuturor, atât jurați și concurenți, cât și telespectatori. Finaliști Te Cunosc de Undeva 2020. Ei vor lupta pentru marele premiu săptămâna trecută, după o gală senzațională, în care concurenții și-au jucat ultima carte în show-ul Transformărilor, au fost aleși finaliștii sezonului cu numărul 15 ai emisiunii de la Antena 1. Așteptarea celor de acasă va lua sfârșit sâmbătă, 19 decembrie, atunci când vor afla numele celui care va ieși învingător anul acesta. Semifinala din 12 decembrie a adus în fața telespectatorilor momente unice, toți concurenții ridicându-se la nivelul așteptărilor celor patru jurați, cărora le-a fost extrem de greu să îi puncteze la finalul serii. Semifinala din 12 decembrie a adus în fața telespectatorilor momente unice, toți concurenții ridicându-se la nivelul așteptărilor celor patru jurați, cărora le-a fost extrem de greu să îi puncteze la finalul serii. Dar, după ce au comparat și pus în balanță parcursul tuturor artiștilor care au luat parte anul acesta la show-ul Transformărilor, aceștia au decis. Astfel, cei patru finaliști care se vor lupta sâmbătă pentru marele premiu sunt Ami, Adriana Trandafir și Romica Țociu, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu și nimeni alții decât Monica Angel și Marcel Pavel. Câștigător Te Cunosc de Undeva 2020. Ami, marea învingătoare a sezonului 15. Ce a apărut pe rețelele de socializare înainte de marea finală, Ami, îndrăgita cântăreață care a umit pe tot parcursul sezonului 15, este favorita publicului pentru câștigarea emisiunii de anul acesta. Deja se zvonește pe internet că frumoasa artistă este cea care va reuși să impresioneze cel mai tare în finala de sâmbătă, 19 decembrie, și să iasă învingătoare. Pe contul de Instagram al vedetei au început să apară mai multe mesaje din partea internauților care își doresc să o vadă triumfând. Mai mult decât atât, aceștia sunt convinși că asta se va întâmpla. Câștigătoarea finalei. Meriți să câștigi. Ai fost foarte silitoare și ai o voce minunată. Abia așteptăm. Succes, ai totul pentru a câștiga acest sezon. Eram 100% sigură că vei câștiga. Bravo, Ami, ai fost și vei fi mereu senzațională. Sunt doar câteva dintre comentariile de pe pagina de socializare a lui Ami, înainte de finala care va avea loc sâmbătă. Acum, rămâne de văzut dacă ea va fi cu adevărat învingătoarea sezonului 15 din 2020. Câți bani încasează marele câștigător Te Cunosc de Undeva 2020? Suma este uriașă, cel sau cea care va câștiga Te Cunosc de Undeva 2020 va primi un cec uriaș de la Antena 1.
Este vorba despre suma de 15.000 de euro, care nu va rămâne, însă, în posesia artistului care va ieși învingător, ci aceasta va fi donată unei cauze umanitare, la fel cum s-a întâmplat în fiecare an. Amintim care au fost artiștii care au câștigat sezoanele trecute AMEI în finala Te Cunosc de Undeva 2020. În marea finală a sezonului 15 din Te Cunosc de Undeva, care va avea loc sâmbătă, 19 decembrie de la ora 20, AMEI o va aduce în finala Transforming Show-ului pe Britney Spears. AMEI a avut parte de transformări spectaculoase de-a lungul sezonului 15 al show-ului Te Cunosc de Undeva. Cântăreața a câștigat numeroase ediții din sezonul 15 al Transforming Show-ului.